Este cunoscut faptul că pe teritoriul județului Hunedoara se întâlnește vipera comună, care deține un puternic venin ce poate afecta organismul uman. Excursioniștii trebuie să cunoască pericolul pe care îl reprezintă viperele în această perioadă, modalitățile de prevenire a atacului acestora și care sunt primele măsuri de ajutor care trebuie luate în caz de mușcătură. Mușcăturile de viperă impun efectuarea de urgență a unui vaccin antiviperin, iar în județ acesta se regăsește în 5 spitale. Noi avem doze în județ, doze de vaccin la 5 spitale care sunt în aproape toate zonele județului în care s-au sesizat arealul viperelor, adică avem în Valea Jiului, Vulcan, și Petroșani. Avem la Spitalul Municipal Hunedoara, Spitalul Județean Deva și Spitalul Municipal Orăștie. Deci, clar... Ne lipsește cumva zona Brad. Zona Brad nu este neapărat cunoscută ca și zona, iar timpul în care se poate ajunge din zonă la Spitalul Județean Deva asigură clar posibilitatea de tratament în cazul unei mușcături. Medicii fac și câteva recomandări în cazul în care sunteți mușcați de o viperă. Întotdeauna să avem și o sticlă de apă cu care să spălăm rana, să punem ca un garou, dar să punem de fapt o bandă mult mai lată decât garou, să nu strângem foarte tare, deci care să strângă și garou acesta, să-l punem banda, să o punem normal între mușcătură și inimă, cum ar veni, deci să împiedice întoarcerea sângelui care poate să conțină venin înspre corpul uman, să sunăm imediat la 112 sau știți foarte bine că există și acel telefon 0 Salvamont care putem să... Dacă ne aflăm cel puțin dacă în ne zonele aflăm într-o zonă greu accesibilă, exact, în care clar, ambulanța nu poate să ajungă. Dacă suntem în grup, este poate mult mai ușor, pentru că, clar, persoana respectivă este pusă în repaus. De și pot ajuta, poate, la transportul. Da, de preferință să-l transporte cât mai repede în zona în care ambulanța poate să ajungă. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, anul acesta până în prezent nicio persoană nu a fost mușcată de viperă.